SCM Craiova are o medie scăzută de înălțime pentru echipa de handbal. Antrenorii au reușit să aducă în ultimul moment o jucătoare de 1,80 m, crescută la centrul de excelență de la Vâlcea. Este vorba de interul dreapta Mădălina Zanfirescu, o sportivă care poate evolua la nevoie și pivot. Fiecare sportiv care se apucă de mic visează la asta, însă nu mă așteptăm chiar atât de repede. Pentru mine este un pas foarte important și faptul că am venit la Baia Mare, dar și faptul că am venit aici. Cu ea în teren, antrenorul craiovencelor, Aurelian Roșca, vrea să dea lovitura în etapa a doua la Roma. Niciun antrenor nu poate să vă spună că mergem sigur câștigăm. Poate că eu știu dacă este echipă cum este Baia Mare sau Bucureștiu, dar în orice caz vom dori să facem un joc bun, vom dori să ne batem pentru fiecare minge și iar dacă vom putea, de ce nu să venim aici cu puncte. Pentru acest sezon, echipa din Bănie are ca obiectiv clasarea în primele 8, performanță ce ar califica gruparea din Bănie în play-off.